Salutare, barosanilor! Am revenit aici cu partea a doua din Irony of Nightmare. Pentru cine nu știe jocul, pe data de 25 decembrie am mai postat prima parte. Este un joc cu tematică de Crăciun, o să vă arăt și bradul dacă mai rămân în viață. Însă jocul este horror și suntem urmăriți de o creatură pe care doar ce o văzusem noi înainte, în episodul anterior. Cu siguranță o să mai dăm de ea. Ideea este că noi suntem prinși în propria casă, am stat noi prea mult pe calculator încât Maram nu am observat că cineva este în casă cu noi și chiar ne-a decorat casa de Crăciun. Noi, Maram, n-am făcut absolut nimic în casa asta. Povestea continuă, sunt foarte curios ce se întâmplă, cred că și voi sunteți. Vă urez în continuare Crăciun fericit pentru că este a treia zi de Crăciun, cred, când postez asta, ceva de genul ăsta. Doamne ajută! Nu uitați de un like și un subscribe, să văd acolo susținere blană, m-aș bucura să apăsați cu toții acum butonașul de like. Nu uitați și de Clonțopel și primul link din descriere este canalul secundar Alex N, unde postez Minecraft. Și intrați acolo să vă abonați, vă rog. Na bun. Ăsta e pomul de Crăciun. Aici, de fapt, nu, știi ce, dacă vreți să știți de ce atâta sânge în bucătăria mea, vă rog să intrați pe clipul pe care l-am pus pe 25 decembrie. Na bun. Ăsta e bradul. Un brad fenomenal de altfel. Avem aici cadourile pentru nocivani, pentru cei care n-au primit încă cadouri. Bine, nu le-am pregătit eu. Le-a pregătit monstru din joc, așa că eu în locul vostru nu le-aș prea accepta. Și am făcut noi rost de o cheie în episodul anterior, iar acum nu știu unde naiba trebuie să folosesc cheia. Aici. Am deschis ușa. Bă, mica, am frică să intru în baie. Dar intrăm. Ce naiba? What the hell? Plouă cu... Mamă, nu plouă asta. Iese sânge. La duș. Din duș plouă cu sânge. Da. Mersi. Am intrat în baie ca să văd că iese sânge din duș? Sper că nu. Sper că nu doar pentru atâta lucru. Uai, ce m-am speriat, Doamne, care mi-a închis ușa când ți-o-i dau un pumn. Iar e sânge peste tot. Iar au apărut sângele de nicăieri. De ce? Sânge în WC-ul. Bă, măcar hârtia igienică în stare perfectă. Dacă vin vremuri căcăcioase, ne descurcăm. Aoleo! Nu, 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 nu. Cum scap, cum scap, cum scap? Ce-am făcut, ce-am făcut? Mai plouă cu sânge. Mai plouă. Da, cu el avem noi de-a face. Crăciun fericit, nociv, da. Ok. Cheia cred că se folosește aici. Mi-e frică, bă. Ce naiba mai ieși acolo? Mașina de spălat trăiește mai mult cu... Nu știu de ce mi-a venit să cânt asta. Cred că am înnebunit și eu. Eu aș mai sta un pic cu bradul, sincer. Chiar aș mai sta un pic cu bradul, nu? Nu pot. Uite ce frumos e afară. Hai că e frumos, da? E cam 12 noaptea în joc. Și trebuie să ajungem și noi cumva afară. Ce e acolo? Ah, nimic. Aici putem să aprindem astea, dar se sting ele singure. Hai să intrăm în camera aia. Parcă mi-a fost prea mult și a trebuit să stau un pic să mă liniștesc cu bradul. Păpuci pe aici. Opa, ce scrie aici? Stai, bă. Out. Ah, noi am mai fost aici. Wait a minute. De aici am plecat noi. Asta e camera noastră, bă. Ce scrie aici? Casual. Ok, deci din camera asta noi am plecat. Văd că nu pot deschide acolo. Și acum asta e blocată și ea. Și ce-i de făcut? Ok. Asta e bucătăria, am mai fost aici. Acolo e bradul. Păi și ce trebuie să mai fac? Suntem în impas. Aia e blocată. Pe aici nu mai avem ce căuta.
Deja nu a apărut de două ori. Oare nu putem căuta în duș? De unde a ieșit el? Totuși, unde naiba s-a dus? Avem de a face totuși cu ceva fantomă? Sau care e ideea? Ce-i de făcut, mă? Ok, aici. E ceva aici? Da, e același dulap. Ok. Oare din camera mea trebuie să mai iau ceva? Poate eu mai pus un bilețel ceva, bă, nu știu ce trebuie să fac. Astea nu pot fi deschise. Calculatorul i-a prins, da, mersi. Dar nu vreau să stau pe PC acum, când mă bântuie o fantomă chiar de Crăciun. Apreciez, dar totuși nu. Nu, mersi. Unde naiba se presupune că ar trebui să merg? Mai intrăm o dată în bucătărie? Cine știe? Aici, nu știi ce, mai bine uitați-vă pe clipul anterior. Cred că v-ați dat seama ce îi. Bă, dar ce trebuie să mai fac? Eu trebuie să scap de aici, mă gândesc. Bun, păi și cum fug? Că ușa de la intrare e blocată din câte ați văzut. Îmi scapă ceva, dar nu știu ce. Jocule, please help me. M-am pierdut deja, îți dai seama că mă învârt total aiurea, nu? Opa, avem ceva aici. Ia. Yeah. Room. No, acolo scrie room. Hai să ținem minte ce scrie pe aici, că poate ne ajută. Deci, undeva scrie room. Nu că mi le notez, fii atent. Deci, avem așa. Room, bară jos, out. Ok, și mai erau câteva, dar nu mai știu unde. Chiar nu mai am habar. Era ceva, uite aici, V. Ok. Ceva trebuie să facem noi cu astea, că nu sunt puse degeaba. Nu mai știu pe unde mai erau. Băi, dar închisă ușa, băi. Uite aici mai. Bară jos, out. Ok, am înțeles asta. Poate trebuie să scriem chestiile astea în calculator, mă gândesc. Da, mai era ceva, parcă. Mai știu unde. Băi, dați blocate toate ușile, nu mai am ce face. Come on, bro. Oare nu pot să ies pe geam? Băi, nu înțeleg, de ce naiba nu deschid geamul și fug din casă? Care e logica jocului, boss? Nu, deja jocul ăsta mă terifiază. Nu mai știu, bă, merg în aceleași locuri. Oare nu trebuie să fac ceva la lumină, să pornesc lumina, gen? Nu mai știu unde era aia de lumină. Nu mai ții minte ce fac, nu mai știu, e gata, m-am pierdut rău de tot. Bă, în primul episod parcă mai înțelegeam ceva, dar e gata acum. Nu știi ce? Hai să vedem. În camera noastră poate putem scrie. Dar nu mă pot pune la calculator? Ba da, ia uite. Ok. Păi și? A, uite așa, ia. Hai mă, frate. Nu pot să scriu? Hold. Left mouse. Button to look around. Păi nu mă, frate, eu vreau să. Nu pot să dau pe mother, pe chat? Pe fax? Pe ceva? Orice? Bro, care ideea? Ce naiba se întâmplă? Cum ies de aici? Și de ce s-au auzit zgomotele alea? Întreb și eu pentru un prieten așa. Aici e porcul. Oh my god. Băi, dar
Hai să încercăm să formăm. Ar fi verum barajos out. Cred că ar avea cea mai multă logică. Ce ziceți voi? Dar nu pot să scriu la calculator. Dar sigur e la calculator că bară jos ăla mie îmi zice clar că are legătură cu calculatorul. Dar poate încă trebuie să mai facem ceva. Și nu-mi dau eu seama ce. Oh my god, man. Bă, jocul ăsta nu-ți oferă niciun hint, nimic. Nu știu, v-ați dat voi seama de ceva, de ce eu nu mi-am dat seama, poate? Tot aici în cameră trebuie să fac ceva, că de aici s-o și auzit zgomotele dubioase. Măi, clar, e clar că de aici. Nu pot să scriu? Uite, bă! Enter 12 symbols password. Verum, bară jos, out. Câte are? Are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci mai este, bă, din parolă. Am înțeles. Dar stai că mai erau chestii, mai erau chestii acolo. Hey you, I know that you are here. Hello. Oh my god, vorbesc cu cineva. You need to hurry, do you want to get out of here? Yes. Deci ne zice, Nick ne zice, salut, știu că ești acolo și am scris eu, salut. Și a zis Nick, ai nevoie să te grăbești, ai nevoie de ajutor să scapi de acolo și am zis yes. Nick is writing, what the hell, bro. You have one chance. If you do everything as I say, then maybe you will escape. If you cannot, then you will stay with your new friend. Ready to listen? Yes. Ci că ne poate ajuta, dar dacă suntem gata să ascultăm. Hai să vedem, frate. Listen carefully. Să ascultăm cu mare atenție. I will open the door to the next room right now. Inside you will find a toy house. Behind him is the key to the exit. Take it and get out towards the exit. And do not even think to look behind your back. Good luck. Deci trebuie să mergem în camera din dreapta. Am înțeles. În spatele unei cutii. Ok, frate, mi-a apărut ăsta în față. Ok, zice că aici e o cutie de joc, din asta, o casă. Și în spatele este cheia, am înțeles, am luat-o. Și trebuie să mă duc direct la ieșire. Și am scăpat, cică. Ok. Unde era ieșirea? Unde naiba era ieșirea? Nu, e acolo. Asta e ieșirea? Let's go! Am scăpat. Date, ma. Nu pot să deschid ușa. Ce naiba am făcut? M-am blocat în ușa, nu pot să cred. Ok. Tipic mie. Gata, am scăpat. Artificii! Woohoo! Am scăpat, frații mei. Gata, mă. Am scăpat, bă. Asta a fost jocul. Anul fericit barosanilor. Băi, cât de tare. What? De ce e plin de el? De ce e peste tot numai el? What the hell? Why? De ce? Sunt înconjurat. Asta mi-a fost. Stai. He escaped, but you will not. You will be playing forever. Nick. Deci Nick e monstru, mă. I-o băgat într-o capcană, mă, ticălosul. Deci putem da continue. Ia stai puțin, Nick, că de nu te distrug eu. Tot trebuie să facem noi ceva cu codul ăla, mă. Ia să vedem, bă, Nick, bă. Am înțeles, mă, gata. Bine, mă, că ești tu și mecher. Și-o bătu joc de noi, monstru, mă. E, las că tot scap eu până la final. Dar care mai erau ălea, bă? Deci era bară jos out. Hai să căutăm ca lumea în fiecare încăpere. Aici era partea lipsă, mă. Put. Ăsta-i, mă, gata, exact ăstea trei.
Așa trebuia să facem noi progresul jocului. Gata, ne notăm aici. Și avem room, bară jos out, V și put. Și cum am putea noi să le unim pe astea? V-room put out. Ăsta-i. De nu e ăsta, fii atent. V-room, adică V-room, primele două, bară jos, put out. Hai mă, bă, nu mai merge... Aoleo, nu mai merge calculatorul. Ah, ba da, merge. Fax. You have new mail. Print it. Yes. Stai că avem un mail. Care-i treaba cu mail-ul? Ce mail avem? De la cine? Putul VLS, Deepoltul... Ce? Du-te, bă, că-ți bați joc de mine. Vrei doar să tragi de timp. Aici trebuie să băgăm la mother. Băgăm V-room. Bară jos, put... Nu, output, mă, nu put out. Ce nebunu-s. Output. Ăla-i. S-a auzit? Ce s-a auzit? Ușa! Suntem mari programatori de Crăciun. Ne nu scăpăm noi acum. Să nu-mi apară, să nu-mi apară. Să nu-mi apară. Nu, nu, nu pe, nu pe acolo e ieșirea. Nici pe acolo. Bă, unde n-ai băi ieșirea, bă? Bă, 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 chiar acum mă împodmolez, mă? Iar nu mai știu pe unde e ieșirea. A, nu. Face your fear. Deci trebuie să stăm față în față cu el. Da, mă, nu mi-e frică, mă, de tine, mustăciosule. Fiți iar să-ți fie. Și acum mai putem ieși? Hai că mai putem ieși. Hai că... Ce, mă, că nu mi-e frică, mă, de tine, mă? Bă, fii, mă, cu minte, mă. Gata, dispari. Și acum apare așa la nesfârșit? A, uite, bă, cheia, bă. Hopa! Gata, bă. Mi se deschid toate ușile. Dar nu știu unde e ieșirea. Acolo e camera, deci nu e acolo. Gata, bă. Oare gata jocul? Aici e bucătăria. Pe aici e ieșirea? Da, bă. A, nu. Mai avem încă. O, frate! De ce nu pot ieși? Am cheia! Wait, what? Face your fear. Da, mă, am stat față în față cu el, dar la ce e bună cheia aia? Am luat-o măcar, da. Aoleo, păi și ce-am făcut? Mai apare ăla, mă? A, bă, urâtule, că trece Crăciunul. Oh my god. Mai scriem o dată? Ce știi? No, mă, ce-am făcut? Pune-te la loc. Nu mai știu cum fac să apară cursorul. Nu pe space. Vreau la loc. Cum fac, bă, să apară cursorul? Oh my god, man. A, gata. Nu! Iar mi-a dispărut. Oh, mamă, mă distruge psihic jocul ăsta. Cum am făcut? Trebuie și eu pentru un prieten. Bă, a. Mother. Mother? Nick? Hello. Nick? Vorbim iar cu Nick. Uite, bă, lasă-mă, că nu mai vreau să mă ajute ăla. Iar mă prostește. Nu mai vreau cu ăla, lasă-mă, că el e Nick. Asta mai am mai citit-o, da.
Dar la ce folosesc eu cheia aia? La ce e bună cheia, frate? Nu am crezut că aia e cheia de la ieșire, că părea a fi așa. Părea ca și cum ne-am înfrânt temerile. Dar nu putem ieși. Oare ce trebuie să mai facem? Salut, frate! Am o idee. Cred că cheia aia... Ia stai. A, nu, ușa asta duce aici. Mă gândeam că poate mai e o altă ieșire din casă. Poate trebuie să vorbesc chiar cu Nicola, bă. Hai să încercăm. Yes. Iar ne zice aceeași poveste? You have one chance. What? Come on, man. You are the monster. Și că ready to listen? No. Oh my God. Și că zice că ne deschide ușa de dincolo. Am stricat jocul. Ce am făcut? Iar am stricat jocul, bă. Iar au pus cheia asta aici. Iar au pus cheia. Se întâmplă același lucru încă o dată. Zi-mi, te rog, că nu asta e ideea jocului, să te distrugă psihic. Spune-mi, te rog. Zi-mi, te rog, că am scăpat pe bune acum. Dacă îmi bagă iar artificii, e clar. E atât de clar. Bă, care ideea? Wow, la fel se întâmplă. Ce vrei, mă, că-ți dau un pumn în cap? Taulă, nu-i mai, bă, nu-i mai suport. Uite bradul nostru ce frumos e. Iotel, bă, brăduțu. Bă, sunt faine artificiile. Lasă-mă, bă, să mă uit la artificii, bă. Bă, dar urâți să știa, mă. Hai să mai încercăm încă o dată, că poate cumva s-a buguit. Am făcut rost de o cheie pe care nu știu cum o putem folosi. Hai să vedem. De la capăt, același lucru. Nu mai știu ce am făcut exact. Dar, hai să vedem. Ok, în bucătărie nu avem ce căuta. Aici nici atât. Și aici ieșire. Ce vrei, mă? Nu mai pot să deschid ușa. Iar m-am buguit. Nu știu ce fac. Nu știu unde sunt. A, gata. Nu, trebuie să fac rost de cheie din nou. Și pentru asta, probabil, va trebui să ne înfruntăm din nou frica, cică. Acolo aia. No, aici cred că. Nu, mă? Ce ne mai închisă? Oh, hai să băgăm iar ăla. Mă distruge psihic. Bam, bam, verum. Verum output. Poate nu e scris corect, mă. Și asta e posibil. Acum cu viteza luminii. Va trebui să mergem să luăm din nou cheia. Ok. Salut, frate. Oprins, bă. You dead. Deci trebuie neapărat să stăm, bă. Eu am vrut să mă duc direct să iau cheia. Oh my God. Am impresia că își bate joc de mine. Efectiv, asta e impresia mea.
Verum. Output. S-a stricat ceva, s-au zis cărți. Bun. Păi ușa deschisă pe dreapta. Bă, iar mi-o bag ușa în cap. Nu mai știu pe unde sunt. A, e bine, e bine. Deci trebuie să ne înfruntăm frica. Și când el nu se uită la noi, să luăm repede cheia. Am înțeles. Bun. Perfect. Și acum trebuie să mergem cu viteză. Bă, n-o uimă, bă, ce mă disperă ușile astea, mă. Nu le suport, frate. Uite cum mă blochez în ele și pierd timp. Ok, să le deschidem ca lumea. Bă, dar tot nu merge, mă. Ceva greșesc. Dar ce? Wow, chiar nu știu. Ia uite-l, bă. Păi deja afară. Ah, salut, frate. Iar m-a prins, mă. Care ideea? Pua, nu mai înțeleg nimic, nu mai înțeleg absolut nimic. E peste tot. Ok, am înțeles asta. Dar cum ies eu de aici? Încă e blocată ușa. Deci cu Nick nu mai putem vorbi, am eliminat și chestia aia. Prin toate astea am căutat deja. Iar s-a închis mă ușa? A, iar se întâmplă același lucru cu cuptorul? What? Se repetă toate problemele, bă? Oare trebuie să le fac pe toate de la capăt? Nu mai înțeleg nimic. Luăm ăsta. Plin de sânge peste tot, am înțeles. Poate de asta nu mă lasă să plec. Încă mai am chestii de făcut. Ce mai era de făcut oare? Aici în baie trebuie să ne atace. Mai țineți minte voi? Că eu da. Nu mai știu. O, nu știu dacă curgea și la chiuvetă. Închidem noi ușa, ne închidem cu monstru. Alo? Șefule? Bun, deci sânge peste tot. Am înțeles. Aici e partea cealaltă. Room. Ai, mă, odată sperie-mă din duș. Wow! Nu-i ca și cum știm deja asta. Hai, mă, odată. Sari pe noi. N-auzi? Hai că trebuie să vină și pe WC-ul. Aolo. A, cred că trebuia să iau cheia. Salut, frate. A, ok, am înțeles. Aha. Da, mulțumim. Păi și trebuie să mai fac ceva? Ce mai era? Că nu mai știu. Asta parcă am făcut-o deja. Da. Și nu știu, mai apărea undeva? Parcă la brad mai era o chestie. Și cu bucătăria am terminat. Hai cu bradul. A, pe cred că și aici e terminat direct. Ba nu, mă. Și aici trebuie să ne închidă. Cred că asta e ideea. De asta nu putem termina noi jocul, pentru că se resetează cumva. Chiar dacă noi continuăm, el se resetează. Și acum trebuie să așteptăm să ne închidă în cameră, oare? Să poate putem, dacă avem și cheia asta, gen... Probabil trebuie să ai toate cheile din casă. Și acum poate putem scăpa. Nu putem. Deci, probabil trebuie să-l așteptăm și la brad. Hai măi că vine Crăciunul măi.
E foarte dubios jocul ăsta, bă. Te pune să repeți aceleași lucruri. Cred că e cumva intenționat să faci cu capul, să nu poți să-l termini nici cum. Poate nici n-are un final anume. Poate asta e ideea. Să te distrugă psihic. Adică uite-te și tu. Stau în cameră, îl aștept și nici măcar nu vine. Am cheia, dar o am degeaba. Nu știu, mai erau alte lucruri? Cu baia am rezolvat. Face fear. Da, am făcut asta. Na, nu cred că mai am altceva de făcut. Și de ce naiba am 3 miliarde de urși din ăia? Ok, jocul mă depășește. Sincer, nu știu de ce nu merge finalul. Poate ăsta e finalul. Spuneți-vă și voi părerea. Spuneți-mi dacă considerați că am greșit cu ceva. Eu consider că nu. Am încercat toate posibilitățile ever pe care le-aș putea ști. Încă ușa nu se deschide cum trebuie. Și când am scăpat de 2-3 ori până acum, am scăpat degeaba. Așa că vă mulțumesc pentru atenția acordată. Crăciun fericit în continuare. Spuneți-mi părerea voastră despre joc. Care credeți că este finalul? Care este povestea jocului? De ce am ajuns noi aici? Și nu uitați să vizionați și primul episod ca să înțelegeți toată povestea. Vă salut cu respect. Like, share, subscribe, clonțopel. Nu uitați și de canalul secundar Alex N. Primul link din descriere. Abonați-vă și acolo pentru că urmează clipuri blană. Toate cele bune. Vă salut cu respect. Pa, pa. Dacă nu pot să închid, m-a blocat jocul. Bă, așa gata. Pa, pa.